rosarii binecuvântate, Doamne ajută, bucurie! Scrisurile de atât noroc, suntem iarăși împreună. Suntem iarăși la un loc, hai să râdem și să plângem și să ne murim. De a sărbători împreună iubirea. Mulțumim participanților, mulțumim juriului, mulțumim tuturor pentru că sunteți alături de noi de fiecare dată, mulțumim gazdei noastre Hotel Sport de 90, care totdeauna ne-a fost alături, și vă mulțumim din suflet. Exclusiv în vers clasic. În poezia sa predomină iubirea. Este o poezie accesibilă tuturor, sensibilă. O poezie care ajunge foarte ușor la inima cititorului. Este din Tecuci, județul Galați. Pașii au portat-o pe diferite cărări ale vieții, în cele din urmă Timișoara, bogățindu-se cu un suflet plin de iubire, iubire pe care astăzi ne-o dăruiește nouă, aici, la Buzău. Este vorba despre Florinela Rusu, a debutat cu... volumul Dreptul la fericire, în 2018, apoi a urmat al doilea volum, Senintea Sfințit, apărut în 2020,
Și în februarie 2023 am reușit să scot ultimul volum, adică pe anul acesta, sper până la sfârșitul anului să-l scot și pe următorul, pe care astăzi, cu mare drag și cu mare emoție, îl voi lansa, Balada Sufletelor Metereche. Și vă mulțumesc tuturor pentru efort și pentru plăcerea de a ne fi alături. Mulțumesc din suflet! Mulțumesc, Florentina, Maria Marginalu și tuturor! Deci, Balada Sufletelor Metereche. Celor care mă citesc, cartea mea vă dăruiesc. N-am cuvinte să vă spun cât de mult vă prețuiesc. De v-ați supărat vreodată, sunteți buni și mă iertați. Eu cu drag vă îmbrățișez, mulțumind că existați. Florinela Rusu, pentru dumneavoastră, plină de iubire. Balada Sufletelor Nepereche. Balada Sufletelor Nepereche este corectată și prefațată de doamna Marilena Răghinaru, vicepreședintă a Ligii Scriitorilor Români, filiala Brașov, vicepreședintă a SCIOR Internațional, numai funcții și funcții, care ne invită să pășim în universul liric al poetei Florinela Rusu. Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit la Buzău! Mulțumesc și la Brașov. Și la Brașov, mai ales că acum sunt membră în ligă. Da. Mulțumesc. Da. Mulțumim pentru frumosul din suflet dăruit nouă astăzi aici, la Buzău. Și pentru că nu se poate altfel, invit alături de mine pe sora noastră din Basarabia să ne cânte frumosul din suflet, să ne dăruiască tot ceea ce are la mai frumos. Pentru că este un om frumos, un om care este întotdeauna alături de noi și care ne cântă și ne încântă cu tot ce are ea mai frumos. Mai trebuie să o prezint? Geta Ipovanciuc, pentru cei care nu o cunosc. Suntem noi, cu roșie astăzi m-am
Ieri am deschis poarta prieteniei, astăzi pășim la braț cu iubirea și de ce nu cu speranța, pentru că totul în viață este speranță. Ne însoțește până la capătul drumului, nu așa că speranța moare ultima. Speranța ne-a însoțit până ziua de astăzi, ne-am dorit acest eveniment și am avut bucuria să ni se împlinească visul. Într-o lume în care totul este cu sus în jos, doar iubirea este cea care ne mai poate salva. Avem nevoie de iubire, avem nevoie de poezia iubirii. O invit pe doamna Marilena Răghinaru, coordonatoarea și inițiatoarea proiectului Iubirea ca o poezie, să ne vorbească despre visul său frumos devenit realitate, dar nu înainte de a prezenta vinovații de iubire. Bună ziua! Iubirea ca o poezie ne-a adunat pe toți aici. Dragi prieteni, nu participarea este importantă la o antologie sau la o diplomă. Eu vin cu mare drag să îmi revăd prietenii, să mă bucur de prezență, să mai chiui, să mai râd, să mai arunc o glumă și să vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă urez tuturor mult succes în continuare. Să aveți parte de zile senine, să aveți parte de pace, în primul rând, că avem nevoie de ea. Și în aceste zile tulburi, să ne amintim mereu că de sus, de acolo, Dumnezeu ne binecuvântează, că ne putem mișca cu baston, cu cărucior, mai șchiopătând, mai ne dor genunchii, dar putem să ne adunăm încă, să ne revedem și să ne îmbrățișăm, să plângem și să ne bucurăm. Doamne ajută-ne în continuare. Vă mulțumesc tuturor pentru invitație și pentru prezența dumneavoastră aici. Cu mult succes! Continuăm. Auzi, poți să stai lângă mine. Vic! Minunat! Uite aici cât e scris. Minunat! Vic, chiar poți să stai lângă mine, poți să te arăți. Să mi-e răsupări în mână. Vale! Hai să începem! Să începem partea a doua. Adunați sub stea! Oh,
pe Florentina. Și bineînțeles pe Florentina. Florentina a venit. Pentru că nu există iubirea ca o poezie fără dar ar naiba în tine dragoste. Și pentru că tot am dat premiile pentru un poem de iubire și pentru că Marilena este fan dar ar naiba în tine dragoste, iar vă invităm la dans. Ce să facem?
Thank you.
mâine. Doamnei Frusina Agheamnă, în semn de înaltă prețuire și dragoste pentru susținerea valorilor literare artistice. Bravo! Mai avem mai mai vedem. Ce facem? Dorel, vrei să citești? Florentina! Florentina, Dorel, vrei să citiți o poezie din antologie, da? Bine. Dar tu ce dă cuvântul lui Dorel? Hai, pregătește. Mămica mea de la Brașov. Mămica noastră. Fericită. În după atâția ani, vă premiez. Deci m-ați crescut bine. Da, da, da. Mulțumesc. E o bucurie. Mulțumesc. Așa e, era. Pentru că mi s-a cerut să citesc o poezie din antologie. De-aș fi un înger, mi s-a spus deseori, în sufletul tău e multă lumină. Dacă ai avea aripi, categoric ai fi un înger coborât pe pământ. Oare? De-aș fi un înger, aș face să dispară toată răutatea pământului. Aș exila tristețea pentru vecie, cu mii de lanțuri ca să nu mai frângă suflete după suflete. De-aș fi un înger, aș înzestra tot pământul cu iubire și aș podobi grădinile cu buchete de zâmbete. De-aș fi un înger, m-ar durea fiecare pas, iar tălpile mi-ar lua foc de la atâta ură. Pentru că lumea e oarbă, e tristă, e nechipzuită, și se îndreaptă tăcută spre o cale fără întoarcere. Credința în îngeri e din ce în ce mai firavă, cu fiecare gând mai cade câte o aripă. De-aș fi un înger, oare cât aș rezista într-o lume în care aripile cad una după alta, iar îngerii devin din ce niște trecători prin viață, cu ochii triști și răni deschise. Nu sunt înger, mai greșesc. Mulțumim din suflet. Ia uite, vorba, cine zice, anchelea de găină, iau. Mulțumim din suflet. M-a emoționat profund această poezie. Uite. V-a spus că am îndiem. Haideți să vedem.
ce visăm? De ce greșim? De ce iertăm? De ce iubim? Yeah.
cerul mai vers, ia samarul locoli, timpul trece, nu-l mai vers. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele în casă, să vă bucurați cu noi. Vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să puneți vinul pe masă, să vă amintiți de noi. Doamne ajută! Bucurie! Vă invităm la Hora Unirii!